După ce au băut mai multe pahare, doi săteni din Dragotești și-au adus aminte de supărările pe care le au cu primarul din localitate, Vili Pasăre, și după modelul Lambu Bucurescu a vrut să-l pună la punct pe edil. Primarul a ieșit la poartă, s-a enervat că a fost insultat și nu a mai stat la discuții cu cei doi. Primarul a spart celor doi geamurile mașinii. Noi ne-am supărat un pic mai mult pe faza că prietenul era foarte agitat, prietenul nostru comun era foarte agitat. Eu nu i-am cunoscut. În momentul când am ieșit afară, am ieșit un pic mai dur, ei au avut geamul deschis. Dar am vrut, mă, veniți în coază, stăm de vorbă. Dar ce s-a întâmplat? Ce ziceau? V-au înjurat? Ce au făcut? Da, la țară știți cum este. Acum trebuie să ne credem. Poate și eu i-aș fi înjurat vreodată pe ei. Mă rog, nu știu care a fost problema, dar... V-a spus în bucurătură este că ne-am împăcat și nu mai vrem să comentăm. Văzând că nu este de glumă cu primarul, cei doi au chemat poliția prin apel la 112. Polițiștii postului de poliție din Dragotești au fost sesizați prin 112 de către un localnic cu privire la faptul că în timp ce se afla cu autoturismul parcat pe drumul județean din localitate, un alt localnic i-a distrus atât parbrizul cât și geamurile laterale din partea stângă ale autovehiculului. În baza acestei sesizări, în cauza au fost întocmite acte premergătoare sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere. Șoferul și totodată posesorul mașinii și-a recunoscut greșeala și a venit astăzi la primărie pentru a se împăca cu primarul. Acesta spune că nu este bine să fie certat cu edilul, mai ales că sunt vecini și au fost și colegi de școală. Nu l-am amenințat, dar oricum mi-a spus câteva vorbe vulgare. Păi și cum s-a întâmplat? Domnul primar a ieșit afară și? Cred că nu l-a cunoscut mașina. S-a agitat. Care... Ce v-a stricat la mașină? Ce v-a spart? Geamul din stânga. Un geam din stânga la ușă. Și parbrizul? Un pic fisurat, dar a variat. Cei doi au depus sesizare la poliție, însă ulterior s-au răzgândit și au retras plângerile. Nu suntem absolut deloc. Putem să dăm mâna în fața dumneavoastră. Suntem chiar prieteni. Prieteni. Da.